Fie ce moment este de neprețuit. Doar o dată în an este ziua mea, doar o seară în an mă veselesc așa. Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cu mătri lângă mine am, 99 de cu mătri la un moldovan. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-o dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-o dat, bă! Bună ziua, am toată ziua! Lasă-mi da, da, da! Va veni trândul, eu așa aș spune, va veni trândul. Eu am să zic bună seara la toată lumea frumoasă de aici, bine v-am găsit. Mie îmi face o deosebită plăcere să revin în familia asta mare a dumneavoastră și prieteni și cu metri și toți cei mai dragi sunt astăzi alături aici de dumneavoastră. Eu, cum o fac de obicei, am să mă prezint, mă numesc Elena și sunt curierul online florăriiemoții.media, domnul Sandu, așa cum toți valintă, cum sunteți dezmerdat și cum sunteți deprins să vi se spună. Cum credeți? De la cine? De la Anglia. De la Anglia? Nu este altcineva? Nu? Nu este altcineva? Nu, dacă e la dumneavoastră, este cu mătru Nicu. E cu mătru. Sunt cu metri, da? E cu mătra Ana și cu mătru Nicolae. Da, așa este. Nicușor. Oricum spuneți dumneavoastră. Eu sunt de acord. La mulți ani frumos. Aveți o vârstă foarte frumoasă. Da, 30 0, 0, de ani. M-ați contrazis. Eu aș zice 30. Pentru că e o vârstă într-adevăr frumoasă. Sunteți în floarea vieții. Eu vă doresc astăzi cu toată inima și cu tot sufletul să aveți familia mereu lângă dumneavoastră, la bine și la greu. Să fiți întotdeauna stăpânul casei, peretele casei și stâlpul casei. Să aveți grijă de toți cei care vă înconjoară, de toți cei care vă iubesc și vă respectă. Și așa este, am fost trimis aici cu mare, mare drag de cumătru Nicolae și cumătru Ana, care astăzi sunt prezenți aici lângă dumneavoastră. Să știți că aveți un respect enorm din partea lor. Am simțit-o astăzi și prin intermediul doamnei Ana și prin intermediul soțului dumneiei. Vă iubesc, vă respectă și știți ce m-au rugat să vă transmit. Nu știu de unde. Că vă mulțumesc că i-ați luat ca cu metri. Că i-ați făcut să fie responsabil, responsabil pentru o viață înainte, pentru finuții care îi iau. Așa, în mânuță la mine este o cutie foarte grea. Eu vreau mai repede să vă dau. Deci, eu vă rog frumos să o admirați, pentru că sunt crizanteme albastre, frumoase. Este un Jack Daniels care eu sunt sigură că o să vă prindă bine astăzi la sărbătoare și sunt multe dulciuri aici, la sigur o să vă prindă bine. Mersi. Cu un ceai sau cu o cafea. Deja decizia vă aparține. Vă place? Foarte. Ați mai primit așa cutii? Nu, prima oară. Nu? Prima oară? Noi mai venim, înseamnă că... La fel, aici, lângă noi, sunt și baloane. Eu sunt sigură că o să vă decoreze cumva, da? Le aduc mai aproape. Este ceva 30, din păcate ele la frig așa se face folie, dar din momentul cum intră în casă, ele se fac așa cum trebuie să fie. Le las aici lângă noi. Și așa cum am deprins noi toți oamenii pe care îi iubim, îi respectăm și de fiecare dată când venim la cineva acasă să-i urăm numai de bine, în pliculețul ăsta mereu se ascund cuvinte foarte frumoase, cuvinte care vin din inimă, cuvinte care vin din stimă. Sunt adresate pentru dumneavoastră și dacă îmi permit toată lumea de aici, cu glasul meu de privighetoare, trebuie să le citesc. Sunt foarte frumoase cuvintele, eu deja le-am citit și la îndemnul meu am să vă rog frumos să le ascultați și dumneavoastră. Deci mesajul sună în felul următor. Dragul nostru cu metru, la mulți, mulți ani frumoși și plini de fericire. Vrem să știi că ești o persoană extraordinară pentru noi. Ai știut întotdeauna ce înseamnă omenia și dăruirea de sine.
Ne bucurăm și ne mândrim nespus că ești în viața noastră. Îți mulțumim că sari mereu în ajutor și suntem siguri că întotdeauna vei fi acolo când vom avea nevoie. Să știi că același lucru îl vei primi și găsi la noi. Vă mulțumim că ne-ați oferit cinstea să vă fim cu metri și cu mare drag vom avea grijă mereu de fenuții noștri. Astăzi este ziua ta. Primește cele mai frumoase urări de bine și multă sănătate de la noi. Viață lungă și îndestulată cu familia și prietenii mereu lângă tine. Fie ca bunul Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce faci, ca să-ți reușească toate visele. La mulți ani, cu dragoste și respect, cu metri Nicolae și Ana! Haideți să-l aplaudem! Frumoase cuvinte, așa? Foarte frumoase. Foarte frumoase cuvinte, pentru că, într-adevăr, vă stimează. Eu am simțit-o asta din primele momente când am vorbit cu soțul doamnei Ana, cum am vorbit cu dumnea ei, cum am văzut-o ieri. Să știți că aveți un respect de jos și până sus din partea lor. Eu, la îndemnul meu, am să vă rog să le răspundeți cu aceeași monedă, să vă respectați, să vă întâlniți mai des la asemenea surprize frumoase, sărbători frumoase, să sărbătoriți din plin, să-l așteptați acasă, să vă luați revanșa, să ciocniți cu un pahar de ceva bun și cu dumnealui numai decât. Dar până revine, să știți că aveți o posibilitate în plus să-i transmiteți salutări de aici, de acasă. Mănânc, spasiba! Nu m-am așteptat, noi Caterina a făcut surpriza pentru cu mătra Ana. Da, complice. Da, noi eu. Astăzi deja cu mătra Ana nu este complice. Da. Cum se împie? Mersi foarte mult și noi vine și tu lângă noi, știi? Lipsește așa? Noi primim îi par și mai destri. Lipsesc cu noi și simțiți lipsa, nu? Da, eu îmi imaginez că fără el ceva lipsește, așa? Da, el povestește mult și lăbărește. Domnul Nicolae, veniți acasă. Când veniți acasă, ne mai luați pe noi odată, mai venim, mai facem o surpriză. Cu metra Constanța, poate vă apropiați dumneavoastră de noi? El își plinșea mic el, nu? Da, da, noi deja am văzut-o ieri. Poate aveți și noi să-i transmiteți ceva. Sau cu metri doamna Ana, sau domnul Nicolae. Dragi cu metri, Ana și Nicolae, noi vă mulțumim din partea familiei noastre pentru această surpriză minunată, pentru această organizare, pentru emoții care cred că nu vom uita niciodată. Avem o aniversare în familie care cred că, de fapt, că ne îndrinesc acest an frumos. Avem și o amintire care va face încă un plus la noi, ca familie, să luptăm, să fim împreună, să avem prieteni alături, să avem prieteni și să ne dragi. Vă mulțumim de prieteni și vă așteptăm la noi să vă iubim. Foarte frumos! Doamna Ana, felicitați! Cu metru sunteți aici lângă noi. La mulți ani frumoși. Să vă vedem mereu împreună cu familia unită, pentru că e cel mai important. Aveți grijă unul de celălalt și de familia dumneavoastră, pentru că dacă nu o să o faceți voi, nu o să o facă nimeni pentru voi. Să aveți prieteni adevărați, puțini, dar adevărați în voi, care să vă stară în ajutor și în momentele grele ale vieții. Și să ne revedem cât mai des și numai la sărbători, să aveți doar sărbători în casa dumneavoastră și noi să venim cu asemenea surprize care să vă umplem casa cu multe, multe emoții. Pentru că eu sunt sigură pe 5-10 minute, dar el ne-a simțit și el pe noi și dumneavoastră i-a simțit prezența aici acasă. La mulți ani frumoși! Mersi foarte mult! Mesajul la fel vă aparține? Este grea cu tei, eu știu, dar... Nu.
99 de cum mătri Dumnezeu mi-o dat. Dar pentru 99 eu pahar am ridicat. 99 de cum mătri Dumnezeu mi-o dat, bă! Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md. Pe emoții, ne-am așa să vezi, apășim și eu înainte, de exemplu. Da. A, da? Aveți experiență? Da. Dar când vin la tine, păi poate... E altceva, așa? E altceva. Ceva da, care nu se redă prin cuvinte, exact. Eu sunt sigură că l-ați simțit fiecare în parte, cât și de puțin, dar l-ați simțit aproape. I-ați simțit stăruința, pentru că s-a stăruit foarte și foarte mult și a ținut tot din adinsul toți fie, nu știu, mândri, să-l simțiți anume pe el mai aproape de voi. Eu sunt sigură că ați simțit chestia asta. Că deja când revine acasă, o să-i puneți toți câte o biere. A, da? A, plecați la Anglia. Da. Da, am înțeles. Drum bun, să fiți sănătoși, pentru că e cel mai important. Dacă o să fiți sănătoși, le faceți absolut pe toate. Făceți-vă cât mai des fericiți, unul pe celălalt. Pentru că totul depinde de noi. Nu, eu mi-am să glumiți, dar eu vorbesc serios. Vă las. Să aveți poftă mare și sărbătoare frumoasă. Nu, plecăm. La revedere. Doamna Ana, pupici, rămâneți cu bine. Nu, deja noi știm drumul. Stați fără grijă. Acum ai venit complici, dar doar venim fără nimeni. La revedere. O seară frumoasă, sărbătoare frumoasă și la mulți ani. La revedere.